Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. Securitatea energetică a Republicii Moldova este mai importantă ca oricând și în strânsă legătură cu parcursul european al Chișinăului. Republica Moldova caută soluții pentru a scăpa de dependența energetică față de Rusia, un demers însă care nu va fi tocmai ușor, dar autoritățile sunt obligate să facă acest pas pentru o racordare și mai bună la UE din punct de vedere energetic. Discutăm despre toate aceste aspecte cu invitații noștri din această seară, domnul Constantin Borosan, secretar de stat în Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, vă mulțumim pentru invitație! Domnul Victor Parlicov, expert în energetică și fost director al ANRE. Bună seara și bine ați revenit, domnul Parlicov! Bună seara, bine v-am găsit! Iar prin Skype alături de noi este doamna Otilia Nuțu, expertă în energetică a Think Tank-ului Expert Forum din România. Bună seara și bine ați revenit și dumneavoastră, doamna Nuțu! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. O să intrăm direct în pâine, așa că, domnule Borosan, v-aș întreba, Republica Moldova își dorește de mult o relație pe linie energetică cu Azerbaidjanul. Știm că s-a făcut mult lobby în această direcție. Vreau să vă întreb ce importanță are pentru Republica Moldova parteneriatul strategic în domeniul energetic dintre România și Azerbaidjan și dacă cumva poate impacta acesta politicile energetice ale Chișinăului. Desigur, și foarte bine ați punctat, făcând legătură la parteneriatul strategic dintre România și Azerbaidjan, fiindcă chiar recent a avut loc a noua conferință ministerială a așa numitului proiect Coridor Sudic, care vizează un proiect mare de infrastructură de transport al gazelor naturale dinspre Azerbaidjan din Marea Caspică către Europa, da? Unde deci, inclusiv prin gazoductele de interconectare poate asigura livrarea de gaze către România, către Republica Moldova. Dar înainte de aceasta a fost o delegație condusă de către domnul vicepremier Andrei Spânu la București în perioada 25-26 ianuarie, unde au fost discutate comprehensiv toate subiectele pe agenda energetică și energie electrică și gaze naturale și produse petroliere. Evident că noi întotdeauna ne-am manifestat interesul și în continuare pe toate canalele exprimăm aceasta, că dorim să diversificăm sursele și căile de aprovizionare cu gaze naturale, având în vedere experiența din 2021, când pentru prima dată în țara noastră Gazprom a decis unilateral să sisteze livrările de gaze naturale, este înțeles că trebuie să căutăm surse alternative și, de fapt, pentru perioade scurte de timp aceasta deja se întâmplă. Dorim să amintim că din decembrie practic nu mai consumăm gaze naturale din Federația de Rusă. Mă refer la malul drept al râului Nistru. Dar aceasta trebuie să se extindă pe termen lung și aici amintim modificări legislative care au fost efectuate deja în legea cu la energie electrică, unde este obligație atunci când se achiziționează piața în groi electricitate să fie cel puțin două surse luate în considerare. Trebuie să analizăm minuțios și luăm aceasta în considerare și în legea gazelor cum să fie reflectat aceasta pentru a crește securitatea energetică. Revenind la parteneriatul strategic România-Azerbaidjan și aici chiar vreau să scot în evidență, fiindcă noua conferință ministerială a fost pe lângă participarea președintelui gazdă Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a fost și vizita domnului președinte Klaus Iohannis, reprezentare la un nivel înalt, împreună și cu comisarul pentru energie, Kadri Simson, a fost punctat că infrastructura sau coridorul sudic astăzi, cu legăturile, conexiunile care există, poate asigura necesarul de gaze atât în România cât și către Republica Moldova. Aceasta a fost menționat și vreau să spun că în contextul astăzi, hai să așa, tot ce înseamnă infrastructura de stocare a gazelor, reglementările care au fost aprobate de Consiliul Uniunii Europene în
octombrie anul trecut, care impune obligația de stocare la fiecare an, 1 octombrie, la un volum de cel puțin 85%. Și noi vedem evoluția astăzi care este situația cu stocurile. Am putea să ne așteptăm ele să se reducă, dar suntem conștienți că capacitatea de stocare doar în țările membre nu este suficientă pentru o perioadă așa mai lungă de timp, dacă vor fi sistări de gaze naturale. Și atunci foarte serios este examinată utilizarea capacități de stocare enorme care sunt în Ucraina, dar aceasta înseamnă inclusiv utilizarea infrastructurii de transport a țării noastre, așa numitul coridor transbalcanic, care face conexiunea cu coridorul sudic, da, conducta din Bulgaria, Grecia, dar și prin alte interconexiuni care recent, anul trecut, au fost date în exploatare, așa numitul interconector Grecia-Bulgaria. Am vrut să evidențiez importanța, desigur, incontestabilă a acestui proiect, zăcămintele de gaze naturale, potențialul care există acolo și angajamentul de a crește producția și exporturile și potențiale beneficii pentru țara noastră. Pentru Republica Moldova, da. Domnule Barlicov, apropo de beneficii, cât de benefic este un astfel de contract dintre România și Azerbaijan? În cazul în care România nu ar consuma acel miliard de metri cub de gaz, este posibil ca surplusul poate să fie dat mai departe Republicii Moldova? Haideți să pornim de la faptul că, în general, mie mi se pare oricum încă relativ optimistă, situația când Europa ar putea renunța complet la livrările de gaze din Federația Rusă. Deocamdată, chestia asta, mie mi se pare un scenariu foarte optimist pentru Europa. Da, noi suntem într-o conjunctură foarte favorabilă la moment. Noi avem o iarnă relativ caldă, noi avem o criză, dacă doriți, în China, care permite redirecționarea unor volume de gaz natural comprimat dinspre piața asiatică către piața europeană, dar nu se știe pe cât este de sustenabilă aceasta sau pe cât de mult va dura această situație. De asta, sigur că, așa cum am prezis apropo și de cuvară și toamnă, am spus că pentru Europa această iarnă probabil că va fi o iarnă de trezire. Oricum, nu cred că cineva în Europa se aștepta ca o iarnă să treacă practic aproape fără sau cu minim de livrări de gaze din partea Federației Rusă, atât timp cât până acum Federația Rusă era, Gazprom era circa 40% din piața europeană de gaze. Dar totuși să mizăm pe faptul că, uite, ne putem complet lipsi de gazul rusesc și să-l substituim cu gaze din altă parte, ce puțin în perioadă scurtă, eu cred că e destul de optimist. Oricum va trebui să găsim și fie soluții pentru alt fel de energie sau mai bine zis posibilități de stocare a energiei regenerabile care să poată servi drept, echilibrare pentru în locul gazelor. Dar fără de aceasta, pe termen în următorul an, cred că nu va fi atât de ușor să scăpăm definitiv de gazul rusesc. Totodată, revenind la subiectul, la întrebarea dumneavoastră, dar de ce am dat acest context? Pentru că volumele de gaze necesare în regiune, în Europa, oricum sunt dictate de și de niște condiții climatice, dar sunt dictate de este un volum plus-minus prognozabil. Primul lucru care se întâmplă acum este substituirea gazului rusesc cu gaz din alte surse. Asta vorbim de gaz natural comprimat, vorbim Azerbaijanul tot vine ca un substituent la o parte din gazele rusești și aici toate țările europene sunt într-un fel, într-o concurență pentru acest gaz. Nu există așa, așa cum v-ați exprimat dumneavoastră, că uite, dacă rămâne gaz liber, hai să-l dăm cuiva mai departe. Gaz liber nu-i. Deci tot gazul, tot volumul de gază care Azerbaijanul va fi capabil să-l livreze înspre Europa, eu sunt absolut sigur că va fi contractat și va fi consumat. Și aici va fi o concurență, da, între consumatori.
Ceea ce pentru noi este favorabil în aceste condiții este că, sigur că, spunem așa, Republica Moldova, volumele necesare Republicii Moldova sunt relativ mici. Da. Sunt relativ, spunem așa, mai puțin interesante da, pentru furnizorii mari, gen Socaru sau cine va livra din Azerbaidjan. Noi, într-adevăr, având în vedere că putem face, deci deja există premisele pentru regionalizarea pieței gazelor, noi putem fi priviți ca, spunem, să achiziționăm în parteneriat sau în, da, în parteneriat cu furnizorii care procură pentru România. Adică din start să plasăm comenzile, nu separat la Azerbaidjan, pentru că nu știu dacă am putea obține un preț mai bun, ci volume ceva mai mari și mai stabile. Cel mai important, mai stabile, mai ușor prognozabile, având în vedere că aceeași România are capacități de stocare și poate asigura un, spunem așa, un flux de gaze mult mai echilibrat pe parcursul anului, comparativ cu ceea ce ne permitem noi, în care putem stoca doar în Ucraina. Dar, așa cum s-a exprimat și domnul Borosan, la moment piața regională, la moment capacitățile de stocare în România, în Ucraina, eu cred că vor fi acea instrument de asigurare a rezervii strategice pentru ca să putem minimiza, chiar dacă nu putem complet evita importul de gaze din partea Federației Rusă, să minimizăm dependența de gazul rusesc. Da. Doamna Nuțu, v-aș întreba și pe dumneavoastră ce importanță are acest parteneriat strategic dintre România și Azerbaidjan. Știm că vom lua 1 miliard de metri cubi. Acesta reprezintă sub 10% din consumul anual al României, dar vreo 70-80% din consumul anual al Republicii Moldova. Vreau să vă întreb, cum impactează acest acord Republica Moldova, dacă o face? Da, este un lucru bun, evident, pentru că substituim o parte din gazul pe care îl importam și noi de la Gazprom până acum. Mă rog, pe diverse rute, însă gazul era gazul rusesc. Acum, singurul lucru care mă deranjează este faptul că noi în România nu avem suficientă ambiție, pentru că în același timp ar fi trebuit să și creștem producția internă, tocmai din cauza că toate țările din jurul nostru ar avea nevoie de cantități suplimentare de gaz și dacă noi depindeam în proporție de 60-80% de gazul intern și doar restul era importat de la Gazprom, toate țările din jurul nostru importă 100% din gazul consumat de la Gazprom, cel puțin asta era înainte de începerea războiului din Ucraina. Sigur că lucrul cel mai important este să existe întâi și întâi o concurență cât mai mare între furnizorii de gaze. Pe de altă parte, e nevoie ca RomGaz să se concentreze foarte mult pe acest zăcământ de la Caragele, care are o capacitate de circa 30 de miliarde de metri cubi, deci echivalentul la 30 de ani de exporturi către Republica Moldova, da. Și care este foarte ușor accesibil. Mult mai ușor accesibil decât gazul din Marea Neagră. Adică dacă acest zăcământ ar începe acum să se facă investiții în el, în circa un an de zile acel gaz ar ajunge deja în rețea și este și poziționat într-o zonă destul de apropiată de Republica Moldova, adică este în zona Buzău. Da. Deci noi cumva ar trebui să mergem pe toate aceste, în toate aceste direcții, să ne asigurăm cantități de gaz suplimentar din Azerbaidjan, dar și să creștem producția internă și pentru România și pentru Republica Moldova. Da. Domnule Borosan, pentru anul 2023, Republica Moldova și-a propus să diversifice sursele din care poate primi atât gaze cât și energie electrică. Și vreau să ne vorbiți puțin despre stadiul contactelor pe care le aveți cu diversi furnizori din alte țări pentru a atinge acest obiectiv. Da, dar permiteți-mi înainte să mă refer la ceea ce a menționat domnul Palicu, volumul de gaze naturale consumat în țara noastră, care este unul considerat relativ mic în comparație cu alte țări.
Și aici, în acest context, țara noastră, noi luăm parte la așa numită platformă comună de achiziție a gaz natural anunțată de către Uniunea Europeană. Deci continentul este, sau țările sunt grupate în 5 regiuni, Task Force. Noi luăm parte la două din acestea, Europa de Sud, Est și Europa Centrală de Est, cum ar fi. Deci unde unul din subiecte vizează. Deci agregarea cererii pe tipuri de consumuri și calendaristic în timp, precum și crearea consorțiilor. Păi tocmai deci, asocierea țărilor sau furnizorilor între ei oferă această posibilitate de a crește cererea de gaze naturale sau crește cererea de cumpărare, haideți așa să mă exprim. Și în cadrul vizitei la București am exprimat această disponibilitate sau ne-am arătat interesul pentru a crea un consorțiu dintre țara noastră, în cazul dat Energo.com și o companie din România, ar fi dedicat la gaz. Da. Și mizăm foarte mult că în perioada următoare vom putea să formalizăm această relație. Desigur, trebuie să urmărim toate procedurile care sunt conform regulamentului Comisiei Europene. Deci, s-a creat un astfel de consorțiu? Bine, este o, în primul rând, pornește de la voință și al doilea rând de la, fiindcă semna un acord, nu este complicat, dar sunt elemente de genul cantitatea de gaz natural, când, unde se stochează, dacă se stochează, de unde vine, deci toate aceste elemente trebuie să considerați și, evident, cel mai important factor e prețul. Da. Da. Acum despre contactele pe care le stabilim și surse, da. A fost deja și anunțat și a fost consultarea publică a priorităților Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru anul curent. Pe domeniul energiei, prioritatea 0 sau prioritatea numărul 1 este deja să ne pregătim pentru iarna viitoare și în acest context, cum spuneam, domnul viceprim-ministru Andrei Spânu a condus delegația oficială la București. Am avut întrevederi foarte productive cu, în primul rând, cu conducerea, cu Ministerul Energiei, cu companiile energetice din România în domeniul gazelor naturale și producătorii de stat, mari producătorii de energie electrică și mizăm foarte mult să putem extinde cooperarea de succes care a fost deja începând cu octombrie 2022 și mizăm foarte mult că putem să să diversificăm inclusiv cu producția de energie electrică din România, consumul în țara noastră. Pe lângă aceasta, desigur, comunicăm și cu parteneri din țări mai îndepărtate sau bine, din regiune, cu Bulgaria. Dorim să accesăm piața din Bulgaria, întreprindem pași în această direcție. Și da. Cam acesta ar fi, da. Domnule Parlicov, care ar putea fi soluțiile viabile și de unde ar putea procura Republica Moldova gaze și energie electrică pe viitor? Care ar fi cele mai bune opțiuni în funcție și de preț, dar și de predictibilitatea livrărilor? Of, eu aici cred că am să pornesc chiar și deja discuția despre tema mea de suflet, care e subiectul reglementării diferendului transnistrean. Atât timp cât Gazprom acceptă și continuă să livreze gaz de facto gratuit în stânga Nistrului, pe de o parte este o problemă pentru noi, pentru că procurând energie electrică de acolo, noi într-un fel prelungim această agonie a iluziei unei statalități în stânga Nistrului, pe de o parte.
Pe de altă parte, iarăși, în special în contextul de astăzi, când Federația Rusă, cel puțin în timp apropiat, eu nu văd vreo șansă reală ca Federația Rusă să-și facă coridor spre regiunea transnistriană și să poată întreține această regiune, așa cum ei mizau fizic, la începutul agresiunii, vedeam toți acele săgeți desenate de domnul Lukashenko, cred că l-a desenat prima dată, dar n-a fost singur. Exact. Deci, din câte înțeleg eu, planurile astea s-au cam epuizat. Aduceți altele. Respectiv, în aceste condiții, eu reiez din faptul că Federația Rusă nu va putea în timp apropiat ajunge la regiunea transnistriană, la Odessa, la regiunea transnistriană, respectiv nu va putea alte instrumente decât livrarea gazului de facto gratuit în stânga Nistrului, de a întreține iluzia statalității acolo, ei acum nu au. Efectiv nu au, nici logistic, nici din alt punct de vedere. Și atunci, întrebarea mea principală este vis-a-vis de Chișinău și de ce ne propunem noi pe această dimensiune. Pentru că ceea ce observ la moment este un fel de derută, un fel de lipsă de lipsă de ofertă. Deci noi nu avem o ofertă pentru cetățenii din stânga Nistrului cu privire la reintegrare. Ori situația la ziua de astăzi, în opinia mea, este una extrem de favorabilă pe această dimensiune. Și asta ar putea, spunem, ar schimba radical situația atât din punct de vedere controlului asupra infrastructurii critice pentru sectorul energetic, inclusiv nodurile de transport de energie electrică care se află pe teritoriul centralei termoelectrice Moldovenești, inclusiv soarta centralei termoelectrice Moldovenești, privatizarea căreia de iure nu a fost recunoscută, deși de facto este acceptată așa cum este. Deci sunt o mulțime de întrebări care, spunem, vor trebui atinse în cadrul acestei, spunem, reuniuni, reintegrări a Republicii Moldova. Cel mai recent exemplu a unui proces de o asemenea învergură este probabil ce s-a întâmplat în Germania în 89, începând cu 89. Sigur că Germania e mult mai mare, dar din punct de vedere a complexității fenomenului, eu cred că asta este cea mai apropiată paralelă pe care am fi putut să o privim și experiența cea mai relevantă în acest sens, din care ar trebui să învățăm. Pentru că eu sunt sigur că și în Germania s-au făcut greșeli, nu a mers procesul foarte simplu și foarte lin. Da. Dar ar fi bine cel puțin să înțelegem care sunt elementele principale ale acestui proces, care sunt pașii pe care trebuie să îi întreprindem, care sunt resursele necesare pentru a parcurge acest drum, respectiv să identificăm toate aceste elemente pentru a face o ofertă concetățenilor noștri din stânga Nistrului. Eu cred că acum este un moment prielnic. Foarte prielnic, datorită în primul rând a rezistenței ucrainenilor. Dacă noi nu reușim să o facem în fereastra de oportunități istorică care o avem acum, eu mă tem că situația ar putea să se destabilizeze, pentru că nici cei din Ucraina, nici cei din Kiev nu vor tolera la infinit existența unei anclave așa nepredictibile și deloc prietenoasă, exact, în spatele lor. Așa că eu cred că este vremea să discutăm cu cei din Kiev, cu cei din București, Bruxelles, Washington, nu din perspectiva doar energetică. Energetica a fost cheia. Deci după ce am făcut sincronizarea, pentru mine deja a fost clar că această anclavă din stânga Nistrului nu mai are viabilitate. Deci dacă până atunci, până s-a făcut sincronizarea, ei aveau instrumentul principal de șantaj, care era de conectare energiei electrice, din momentul în care s-a întâmplat sincronizarea, pierdut această pârghie practic este epuizată. Bun, atâta timp cât rezistă Ucraina și cât rezistă linia cel puțin Novodnistrovsk-Bălți. Între timp, dacă noi nu venim cu această ofertă, ceea ce n-aș vrea, scenariul cel mai prost, este să ne ia evenimente repede înainte și ne trezim într-o bună dimineață, că sună, cum am spus eu într-un exemplu, sună domnul Serebrean la Tiraspol și acolo nu ridică nimeni receptor.
Da. Doamna Nuțu, știm că nimeni nu poate bate prețul Moldgrasului din Transnistria, care produce energie electrică cu, practic cu gaz gratis de la Gazprom, dar ar putea găsi România soluții să livreze energie electrică la un preț accesibil către Republica Moldova în viitor apropiat? Asta iarăși depinde foarte mult de ce facem noi în piața noastră de energie, pentru că motivul pentru care avem o problemă și nu numai acum, anul trecut, din cauza crizei prin care a trecut toată Europa, dar în general avem niște presiuni destul de mari pe prețuri să rămână mari, și este faptul că s-au făcut foarte puține investiții în ultimii ani, și asta din cauza că mediul de afaceri nu este suficient de prietenos. Pe de altă parte, pentru noi în România este un avantaj semnificativ dacă putem să exportăm niște cantități de energie electrică spre Moldova și chiar spre Ucraina, pentru că Republica Moldova este foarte aproape exact de zona în care noi avem producție de energie electrică într-o cantitate destul de mare și cu probleme de integrare și de transport către restul României, spre vest, spre nord-vest. Deci pentru noi ar fi un mare avantaj să vindem mai multă energie regenerabilă în Moldova. Și cred că, mă rog, în perspectiva anilor viitor va fi foarte interesant dacă reușim totuși să facem și investiții în offshore wind. Pentru că există o zonă cu potențial în Marea Neagră și deja, mă rog, au început și ai noștri să se miște puțin, să pregătească legislație. Există câteva firme mari străine care ar fi interesate de dezvoltarea energiei eoliene în Marea Neagră, care este și mult mai stabilă, adică are mult mai puțină intermitență decât eolianul onshore. Deci asta ar putea să fie o soluție de livrări și de cantități semnificative de energie electrică în regiune și ar fi un lucru bun. Asta cred că ar trebui să fie direcția, să creștem producția de energie electrică la noi, și asta va reduce și prețurile pe termen mai lung. Da. Domnule Borosan, aș vrea să vorbim puțin și despre stadiul lucrărilor la linia de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău și dacă sunteți optimist în această privință, și totodată aș vrea să vă întreb și despre intențiile legate de alte proiecte de interconectare cu România și în ce stadiu se află acesta. Da. Avansarea construcției linii electrice Vulcănești-Chișinău reprezintă o prioritate majoră și inclusiv pentru a reduce din dependența, haideți așa, tehnică, care astăzi suntem linia electrică Vulcănești sau Isaccea Vulcănești tranzitează Mângres până ajunge la Chișinău, și asta este un element care, inclusiv de ce se construiește linia electrică Vulcănești-Chișinău? Tocmai ca să eliminăm acea pârghie de care construim, vorbeam acest bypass și către 2025 va fi finalizat. O cincime, 20% progres planificăm să fie anul acesta. Acum, în februarie, deci urmează a fi definitivat proiectul de execuție. În paralel au avut loc deja măsurări în teren sau probe de sol pentru determinarea tot ce înseamnă betoane care urmează a fi utilizate. Pentru toate tipurile de piloni au fost efectuate probe de încercări la rezistență mecanică. Deci suntem optimiști că rezultatele vom continua sunt bune, da? în această direcție. Sau în direcția avansării și finalizării proiectului conform planului agreat. În același timp, desigur, ne dăm bine seama că trebuie să creștem interconectivitatea cu România, în primul rând fiindcă aici suntem mai puțin interconectați. Este și o cerință care rezultă din tot ce înseamnă pachetul energiei curate pentru toți europenii. Unul din cerințele prevăzute în documentele de politici care trebuie toate țările să le dezvolte este creșterea interconectivității între ele, deci un nivel de cel puțin 15% din sarcina lor de vârf. Și deci aceasta trebuie să ne concentrăm eforturile, și de fapt deja sunt identificate care sunt acele potențiale proiecte de creștere a infrastructurii.
Deci linia Bălți-Suceava deja este, deci studiul de fezabilitate finalizat, analiza sau evaluarea impactului de mediu și evaluarea impactului social sunt finalizate și suntem în discuție acum cu partenerii de finanțare Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții și Uniunea Europeană pentru a redirecționa acele resurse care au fost destinate pentru stația back-to-back pentru această linie. Cam despre ce sumă vorbim? Vorbim de o sumă în jur de 40 milioane de euro. Deci aceasta este acum deci prioritatea pentru deci, în ceea ce privește finanțarea pentru această linie și a fost inclusiv un subiect al discuțiilor la București, la întrevederile care le-am avut la Ministerul Energiei, la Societatea Națională de Transport Transelectrica. În România deci există deci o oportunitate grozavă în a finanța proiecte de infrastructură energetică care rezultă din fondurile europene, cum sunt Repower EU, extensiile pentru așa numitele PNRR. Deci, și România ar fi interesată să construiască astfel de proiecte, și, tocmai pentru că există bani europeni pentru ele. A fost agreat și aici trebuie să mulțumim colegilor din România pentru această deschidere. Deci, acest proiect va fi o prioritate și va fi propus spre finanțare în cadrul PNRR, tot ce înseamnă de la Suceava până la frontiera cu Republica Moldova, pe partea României. Respectiv, pe partea noastră trebuie să ne facem tema pe acasă și să luăm să semnăm acordurile de finanțare și să avansăm cu construcția acestui linii. Alt tocmai a fost menționat de către doamna Nuțu privind congestiile de transport al energiei electrice în zona de sud-est a României, bogată în tot ce înseamnă energie regenerabilă. Eoliană, privând România, este cunoscută. Dar nu, toată generarea, Cârlui și Cernavodă, capacități foarte mari. Dar, în primul rând, este cunoscută Dobrogea pentru cel mai mare parc eolian din Europa de sud-est. De sud-est. Da. Și a fost inclus, cred că, în Planul Național de Dezvoltare pe 10 ani a operatorului transport să fie construite două linii între Cernavodă și spre centru, dar cred că deja și acestea sunt congestionate, având în vedere dinamica cum se dezvoltă în regiunea această energie regenerabilă. Cert este că energia de aici trebuie evacuată. O opțiune care a fost cândva discutată este linia Vulcănești-Smârdan, da. Însă pe partea României această linie înseamnă că tranzitează o zonă umedă, deci de protejată, ceea ce complică semnificativ. Trebuie să respectăm tot ce înseamnă legislația de mediu și acestea sunt cerințele foarte riguroase care trebuie să le urmăm, dar ar putea fi și alte soluții, da? Să traversăm mai la nord Hotarul. Da. Cândva a fost discutat linia Iași-Ungheni-Strășeni. Și probabil acestea ar fi proiecte pentru un orizont mai îndepărtat pentru a fi examinat. Dar prioritatea imediată după construcția liniei electrice Vulcănești-Chișinău trebuie să fie și este, de fapt, Bălți-Suceava. Da. Vreți să adăugați ceva, domnul Parlicol? Doar două elemente, unul despre care sunt absolut sigur că v-a menționat doamna Nuțu, asta e despre linia Gădălin-Suceava, de asta nu mă refer mult la asta, dar aș vrea să menționez puțin despre importanța acestor linii de interconexiune, inclusiv nu doar din perspectivă strict tehnică, dar din perspectiva, spunem așa, reducerii incertitudinilor legate de Ucraina. Noi avem o situație în care în prezent Ucraina plus Republica Moldova sunt priviți de ENTSO-E ca un singur bloc racordat la ENTSO-E. Anume din cauza faptului că Republica Moldova de una singură n-are numărul de interconexiuni necesare pentru a se, spunem, a face parte din ENTSO-E separat de Ucraina. De Ucraina. Uite, constituirea acestor interconexiuni suplimentare, inclusiv, deci Bălți-Suceava este relativ simplu și inclusiv resursele necesare pentru construcția acestei linii și modernizarea transformatoarelor aferente nu sunt atât de mari, sunt cu mult, deci sunt o fracțiune din ceea ce a fost alocat
alocat cândva pentru construcția stației back-to-back. Adică din stația back-to-back poți face vreo 5 linii de este. Da. Dar întrebarea este dacă mai putem să mai facem următorul pas, pentru că dacă vom avea criteriul N-2, deci vom avea 3 linii, atunci noi putem să ne integrăm inclusiv în piața românească separat de Ucraina. Și asta la fel, din punct de vedere pe malul, cum ar fi stâng, al Prutului, asta nu-i o investiție enormă. Aici ar fi mai mult nevoie de investiții pe partea românească, pentru că, spre exemplu, la Iași, chiar dacă noi ajungem cu linii de 400 la Iași, și scătăm cu dânsa acolo, dacă acolo linii de 400 nu pe partea română. Deci trebuie, dacă nu greșesc eu, de la Roman de tras linii la Iași de 400. Exact ca situația cu Gădălin Suceava. Dacă noi ajungem cu linia de 400 de la Bălți la Suceava, asta încă nu înseamnă că toată puterea poate fi evacuată de acolo, pentru că pe partea română este o porțiune care mai trebuie fortificată. Însă eu am vrut să mă refer anume la aspectul ăsta, nu neapărat strict care ține de securitate, dar mai mult de integrarea în piețele regionale. Constituirea numărului necesar de interconexiuni, și apropo, noi deja 15% avem. Noi suntem o excepție din punct de vedere a sistemelor energetice, că la noi vârful de sarcină mai că să nu fie mai mic decât, nu că mai că, dar precis că e mai mic decât interconexiunile pe care le avem cu țările din regiune. Deci noi cu Ucraina avem o interconexiune cel puțin de vreo 3000 de megawatts și cu România. Am văzut pe linia Isaccea Vulcănești, da, tehnic prin transformator 600 de megawatts, dar prin linie am văzut și 1000 și ceva de megawatts care traversau, deci vineau dinspre România. Deci noi avem nu că 15%, noi avem 100 și ceva de procente, dar anume aceste interconexiuni, ca număr de interconexiuni, ne-ar permite integrarea în piața românească, fuzionarea, practic, într-o singură piață energetică cu România, neașteptând când se va redresa situația în Ucraina. Da. Domnule Parlicov, aș vrea să revin puțin la subiectul acesta al Transnistriei. Știu că vă este drag cu ghilimele de mare, dar aș vrea să vă întreb când ar putea să se termine aceste concesii economice pe care malul drept le face malului stâng, condus de acest regim separatist. Până la ce punct sunt ele viabile și care ar fi contextul în care ne putem debarasa de această conexiune? Eu îl examinez exclusiv prin prisma, spunem așa, costurilor de oportunitate. Deci atunci când noi vom fi capabili să absorbim tot ce ține de regiunea transnistreană, deci noi acum deja putem forța regiunea transnistreană să agreăm cu partea ucraineană ca gazul prin Ucraina în regiunea transnistreană să nu treacă. Deci da. Să-i forțăm. Teoretic am putea să închidem supapa mâine. Noi putem în orice secundă. Da. Întrebarea e după ce i-am scos din joc, noi cu dânsul ce facem? Noi îi lăsăm acolo să moară? Nu îi putem lăsa. Noi suntem gata să îi integrăm în Republica Moldova. Pentru asta este nevoie de ceea ce am spus anterior. O viziune, un calcul de resursă, un plan, da. Câtuși de cât să începem un roadmap, deci o foaie de parcurs. Și atunci putem să ne mișcăm. La momentul de față, așa cum am spus, ei sunt deja dependenți practic exclusiv și luna noiembrie 2022 a demonstrat pe cât de dependentă este regiunea transnistreană de livrările de energie electrică pe malul drept. Pentru că imediat... Fără acei bani nu poți supraviețui. Da, o lună de zile și ei au spus că catastrofă, oameni buni, mai avem bani în buget numai pe o lună de zile și după asta să știi. Deci asta este. Deci noi să-i forțăm, putem. Întrebarea e ce facem cu ei. De asta și-am spus. Mai întâi trebuie să ne pregătim și după asta, după ce avem o ofertă și avem o viziune clară ce avem de făcut cu ei, după asta sunt absolut sigur că putem realiza această viziune. Da. Doamne, să v-aș întreba și pe dumneavoastră, pentru că se vorbește mereu de acest preț economic față de versus prețul politic. Credeți că Chișinău ar putea
plăti un preț mai mare la gaze și la energie, dar să fie independentă politic odată scăpată de această pârghie a Rusiei, pe care nu, Moscova nu ezită să o folosească de fiecare dată în Republica Moldova? Da, e evident că va fi întotdeauna o problemă să concureze niște furnizori din România cu niște furnizori care joacă după cu totul alte reguli și își pot permite, spre exemplu, să nu plătească gazul. Mă rog, soluția care s-a găsit pe termen scurt pentru anul acesta este prin acordarea de sprijin la buget, da? De subvenții din partea Uniunii Europene pentru acoperirea acestor facturi care sunt într-adevăr foarte mari și prețurile la noi sunt oricum uriașe față de ce era acum un an sau doi ani. Da. Deci asta este de fapt marea miză. Până la urmă, întrebarea care se pune este totuși cum poți să ai o piață corectă în condițiile în care unii dintre participanții la piață nu joacă după niște criterii economice. Și aici este o discuție foarte complicată, inclusiv de cum permiți intrarea într-o piață a unor jucători care beneficiază de surse gratis de energie. Însă lucrul ăsta cred că se va putea discuta în cu totul alt termen în momentul în care avem toate aceste interconexiuni bine puse la punct, în condițiile în care va exista suficientă energie electrică și rețea suficient de puternică și în România, și la fel și pe partea de gaze. Deci în acel moment cred că se va putea pur și simplu spune că jucătorii care nu joacă corect după regulile economice nu au ce să caute în piață și nu pot să participe în piață. Dar asta încă o dată depinde foarte mult de aceste alternative. Da. Domnule Borosan, vinerea trecută au fost aprobate în Parlament modificările la legea privind eficiența energetică, prin care guvernul consolidează capacitatea statului în domeniul acesta al eficienței energetice. Ce presupun aceste modificări și care ar fi beneficiile? Da, e foarte important tot ce înseamnă eficiență energetică. Permiteți-mi să fac iarăși o referință la integrarea piețelor, a fost menționată aici. Desigur, interconectivitatea facilitează și, deci, este așa expresie, decuplarea piețelor și este ceea ce ne dorim atunci când noi, țara noastră, împreună cu România și sau cu toate statele membre, suntem un singur așa numit zonă de tranzacționare, binding zone. Și aceasta este un proiect deja implementat, aceasta are loc. Deci, între, de la România până în Portugalia, este o singură piață de energie, single day ahead, single intraday market. Și aceasta a fost, de asemenea, un subiect al discuției la București cu Ministerul Energiei, cu Transelectrică și cu operatorul OPCOM, operatorul comercial al pieței de energie electrică și gaze naturale. Și am lansat oficial invitația către OPCOM de a opera, de a deschide o sucursală, o filială în Republica Moldova, de a pune la dispoziție instrumentul soft de tot ce înseamnă platforma de tranzacționare. Guvernul Republicii Moldova, conform prevederilor legii la energie electrică, este și arătat disponibilitatea de a desemna OPCOM în calitate de operator al pieței pe perioadă de timp, așa cum prevede legislația, și inclusiv în acest mod să efectuăm cuplarea piețelor noastre de energie electrică între Moldova și România. Referindu-ne la eficiența energetică, deci este o mare prioritate și la nivel european, când a fost investit actuala componență a Comisiei Europene, a fost declarat că tranziția energetică, Green Deal, reprezintă prioritatea zero a politicii de dezvoltare Uniunii Europene. Și deci tot ce înseamnă acest Green Deal, un set de directive, regulamente, printre ele inclusiv deci, directiva nouă privire la eficiența energetică, care vine cu o ambiție mai mare în tot ce înseamnă consumul rațional, economii de energie. Directiva aceasta a devenit obligatorie pentru țara noastră în anul 2021 la Consiliul Ministerial al Comunității Energetice.
Și iată că a fost proiect de lege aprobat de guvern. Elementele majore a acestei legi este că noi, statul, ne angajăm să, în fiecare an, să obținem economii de energie de sub 1%, deci 0,8% economii din consumul nostru în ultimii 3 ani. Pentru clădirile instituționale, tot ce înseamnă consum de energie. Anterior, sectorul transporturilor nu cădea sub atunci când se calculau economia de energie, acum toate sectoarele. Sectorul transportului în țara noastră este un mare consumator de energie, practic al doilea după clădiri. Deci, un element că noi, deci, de asemenea, ne liniem la ambiția de a face deci, mai mari economii de energie. Alt element este rolul exemplar al clădirilor publice. Deci să creștem rata de renovare a clădirilor care sunt ocupate de autoritățile centrale. În țara noastră sunt circa 250 de clădiri deținute de autorități centrale. Și deci anterior această rată era la nivel de 1%, acum practic 3%. De asemenea, aceasta vizează și deci instrumente de finanțare potrivite, deci așa numită instrument de finanțare care se numește schema de obligații în domeniul eficienței energetice. Practic sunt contribuții financiare colectate de la operatorii de distribuție în domeniul energiei electrice, gazelor naturale, importatorii de produse petroliere, din care se finanțează în cele din urmă măsuri de eficiență energetică. Un alt element esențial aici și deci este implementarea sistemului informațional de management energetic la nivel în sectorul public. Deci ce înseamnă aceasta? Toate clădirile publice din țară, toate clădirile publice, consumul lor de energie este colectat și stocat într-un sistem informațional. Mă refer la toate consumurile, energie electrică, termică, gaze naturale, resurse de apă, și permite monitorizarea practic orară, zilnică a consumului și reacționarea imediată atunci când remarcăm un consum neobișnuit de mare, de exemplu. Și apropo, iată, acest element a fost testat deja cu succes de partenerii noștri Green City Lab, și domnul Parlicov este aici, mulțumim pentru aceasta, partenerilor de la Programul Național pentru Dezvoltare. A fost în anul 2021 elaborat o foaie de parcurs cum ar fi să fie implementat acest sistem la nivel național, și acum ne bucurăm să spunem că iată, este reflectat în lege, vrem să-l implementăm, și pentru aceasta creștem și capacitățile agenției pentru eficiență energetică, care va fi un actor important în tot ce înseamnă gestionarea acestui sistem. De asemenea, agenția, deci iarăși privire la capacități, am văzut cum ce succes se bucură în România programele Rabla, electrocasnice sau Casa Verde. Atunci când a fost promovată legea privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice, a fost introdus și prevederea privind implementarea acestor programe, respectiv Agenția pentru Eficiență Energetică, conform prevederilor legii noi aprobate, va avea această atribuție să implementeze aceste programe. Deci, cam acestea ar fi elementele majore prevăzute în lege. Pe lângă aceasta este și, bine, deci, cum spuneam, la nivelul european, fiecare stat membru trebuie să adopte așa numit plan național integrat privind energia și clima. Și este și o cerință a UE, cu altă cuvânt. Și aceasta tot rezultă din această lege. Domnul Parlicov, pentru că nu mai avem multe minute și aș vrea să vorbesc și cu doamna Nuțu, dar o să vă întreb și pe dumneavoastră într-un minuțel dacă se poate extinde această politică și asupra blocurilor locative. Domnul Borosan a vorbit despre Casa Verde, de exemplu, din România. Adevărul este că, din câte înțeleg eu, este prioritară implementarea unui asemenea program pentru blocuri locative, și, dacă sincer, este și puțin
Într-un fel este mai simplu organizatoric de a implementa la nivel de blocuri locative. Acum, din câte cunosc, se duc discuții între partenerii de dezvoltare, inclusiv din Uniunea Europeană, pentru cine va administra un asemenea fond de subvenționare a investițiilor în domeniul eficienței energetice pentru consumatorii rezidențiali. Și care va fi formatul acestui fond? Va fi el... Deci, în opinia mea, el trebuie să acopere atât consumatorii rezidențiali din blocuri, cât și consumatorii rezidențiali din casele individuale, pentru că, bun, la noi s-a venit cu exemplu din Ucraina, cu experiența din Ucraina, dar Ucraina este mult mai urbanizată ca Republica Moldova, de asta eu aș considera că trebuie să mergem în paralel. Deci nu cred că vom fi înțeleși dacă vom lansa un fond care să se ocupe doar de consumatorii da, din blocuri și vom lăsa consumatorii rezidențiali la case individuale așa, deci singuri în fața provocărilor. Da. Doamna Nuțu, mai avem doar un minuțel, dar aș vrea să vă întreb, ați menționat dumneavoastră zăcămintele de la Caragea din județul Buzău, dar aș vrea să vă întreb și de cele din Marea Neagră, dacă România ar putea să înceapă prospectarea lor și de ce nu într-un viitor foarte apropiat să putem livra poate de acolo gaze spre Republica Moldova. Ele sunt mai mult decât prospectate. Au fost explorate și se știe deja, Petrom cel puțin știe exact ce zăcământ este acolo. Întrebarea este dacă se va lua sau nu decizia finală de investiție. Și asta înseamnă că din momentul în care se va lua această decizie va dura vreo 3-4 ani până se va face investiția cu echipament destul de sofisticat, pentru că vorbim de adâncimi mari în Marea Neagră. Și gazul acela ar putea să intre în piață probabil prin 2027-2028. De fapt, pentru mine asta este îngrijorarea. Faptul că RomGaz s-a concentrat mult mai mult pe preluarea părții Exxon din acest proiect, care este nesigur, pentru că deocamdată nici nu s-a luat decizia finală de investiție și oricum zona este destul de periculoasă sau cel puțin investițiile vor fi probabil mult mai scumpe din cauza faptului că au crescut, spre exemplu, costurile de asigurări în Marea Neagră din cauza războiului. Și în loc de asta, în loc să fi dat miliardul pentru preluarea părții Exxon din acest proiect, ar fi trebuit să investească sumele respective tocmai pentru dezvoltarea acestui zăcământ de la Caragele, care este sub un zăcământ existent, este sub rețeaua care este deja conectată la zăcământul de la Caragele, care este deasupra, este 100% în controlul RomGaz, deci ar fi mult mai ușor de exploatat fără discuții, depinde exclusiv de voința statului român, având în vedere că RomGaz este totuși o companie care este majoritar deținută de statul român, însă nu știu, chiar nu reușesc să înțeleg de ce nu are acest proiect o prioritate și o urgență imperativă. Da. Și mai ales au apărut pe surse în presă zilele trecute niște planul de investiții care urmează să fie aprobat la RomGaz și nu apar investiții noi semnificative în acest zăcământ și asta mă îngrijorează. Da. Domnilor și doamnelor, eu vă mulțumesc frumos pentru prezența în seara aceasta la noi în studio. Vă așteptăm și cu proxima ocazie. Problema nu va dispărea mâine, poi mâine, așa că avem mult de discutat la acest subiect. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit de acasă și vă dau întâlnire mâine seara la aceeași oră. Să aveți o seară bună!